Autoritățile din Slatina caută soluții pentru a include în asociații de proprietari toate blocurile nereabilitate. Este o condiție obligatorie impusă de legislație, a explicat primarul Emil Moț. Din păcate, nu putem să facem lucrări de reabilitare la acele blocuri unde nu există asociație de proprietari, pentru că nu avem cu cine să încheiem contractul. Asta este legislația din România. Am venit în sprijinul cetățenilor cu o variantă. Am vorbit și cu diferiți președinți de asociații de locatari. Există varianta ca să fie preluați doar pentru anvelopare, după care ies înapoi din asociația respectivă. Reprezentanții municipalității au explicat că oamenii se pot retrage din asociație după ce va fi încheiat contractul de reabilitare pentru imobilul în care locuiesc. Cetățenii trebuie să înțeleagă, atâta timp cât nu sunt într-o asociație de locatari, noi nu putem să facem lucrările de anvelopare pe proprietățile dânșilor. Primăria Slatina a inventariat toate blocurile reabilitate din oraș și pregătește un acord cadru pentru a le anvelopa. Sunt 306 blocuri pe această listă, iar primele 58 vor intra în reabilitare anul viitor.